Au ciocolată? Nu pot să cred! Jeleuri cu ciocolată? Ce e asta? Mă sperie, așa mare și scârbos. Eu. Gata, nu mai purtăm inele de aur. Pentru ce? Dacă aveți jeleuri. Salut! Salut! Bine ați venit la BTL Club! Noi ce vom face astăzi, Betty? Noi astăzi vom face ghicește jeleul partea a doua. Corect, noi astăzi iarăși facem provocarea ghicește jeleul, deoarece în partea întâi a acestei provocări voi ne-ați scris că vreți și partea a doua. Astăzi eu am pregătit, iată așa, un sac de culoare neagră. Voi pune farfuria cu jeleuri în acest sac. Voi va trebui să vă acoperiți ochișorii și să introduceți ambele câte o mână în acest sac. Ambele? Da. Păi sunt mai multe jeleuri de același fel, să nu pierdem timpul, da? Adică nu pe rând. Și una se uită într-o parte, alta se uită în altă parte, adică nu vă uitați spre sac, să nu se primească că priviți ceea ce este în sac. Dacă avem astea pe voi și în sac? Da, sau sacul o să fie așa un pic mai în față și voi nu o să aveți cum să vedeți ce este în sac. Hai mai în față, că eu vreau și mă uit în față. Bine. Deci să începem? Să începem. Eu am pus sacul în față. Hai, încercați să introduceți mânuțele. Ia stai, Laura. Gata, i-am găsit. Tu ai găsit, dar să-l fac un pic mai larg, să încapă și Beti. Introdu mânuța. Beti, mai în sus. Gata, am găsit. Am apucat și jeleu. Nu știu. Eu cunosc. Eu cunosc asta. Nu. Nu vorbim când o să zic 1, 2, 3, ziceți. Păi noi doar descriem. Da. Are ceva super gelatinos. Păi da. Dacă e jeleu? Nu, mai gelatinos decât restul. Da? Știu? Eu cunosc forma asta deja. Eu cunosc. Ți-ai dat seama? Da. Poți? Îl bagă. E foarte simplu. Dacă aș zice, eu aș zice că... Stai să zică și Laura. Okay. Nu știu, hai la 1, 2... Nu, stai! Nu pot să dau seama. Bine, 1, 2, 3... Ochi! Hai! Eu am zis ochi! Poți să ridicăm? Da, ridicați și scoateți! Aaaa! Yeeey! Teoretic eu am zis corect, practic nu. Am zis ochi. Eu am zis corect. Dar arătați. Mă gândeam la, chiar la ochi de om, dar nu la ochi de ou. Am înțeles. Deci ați ghicit. Ambele, dar Laurei nu-i putem pune un punctișor. Da, este un ochi, dar Laura nu s-a gândit la ochi de ăsta, da? Uh-huh. Dar tu, Beti, cum ți-ai dat seama? Că eu cunosc forma la ou și mi-am dat seama. Da? Deci n-am văzut așa jeleu. Asta e turtă, dar nici eu n-am văzut, dar l-am cunoscut. Da? Da. Îl gustă? Gustați. Super. Asta e galbenă mai gustoasă decât asta albă. Nu. Scoateți farfuria, acolo sunt mai multe. Stai să zic că au rămas câteva ouă aici. Gata. Știam eu că am avut dreptate. Bravo! Deci, în prima rundă a câștigat Beti. 1-0 în favoarea lui Beti. Mergem mai departe? Da. Hai să mergem. Gata, fetelor? Am pregătit. Hai, introdu la o rămână, da. Că Beti a introdus deja. Laura cu două mâini lucrează. Hai cu una. Eu cu una? Hai cu una, că vezi, cu una doar. Păi mie mi-e ușor cu una. Păi dar pe cine oprești să pună două? Ei, hai puneți două mâini. Cum vreau, adică fiecare. Dar nu scoateți din sac. Eu nu scoat. Nici eu. Interesant. Cred că știu sau nu prea. Stai, că ce să-mi dau seama. Mi-am dat seama eu. E foarte, foarte simplu. Da, stai să-mi dau și eu seama. Se vede cine este expert în jeleuri.
Eu... Am mai văzut așa geleul, șerioș. Șerioș? O să încerc să spun. Bine. Hai, eu zic. 1, 2, 3. Pește. Pește. Pește? Nu știu, ia scoateți farfuria. Scoateți farfuria întreagă. Eu am scos geleul, dar nu m-am dat. Am avut dreptate. Mai te arătați ca copii. Rechin. Arătați. Da, e un rechin. E o farfurie cu mulți pești din geleu. Da. Și anume sunt rechini. Da. Ăsta albastru se numește cel mai tare, că rechinul e albastru. Da. Mhm. Și sunt și multicolori. Mhm. Mhm. Asta e mult mai gustos. Dar îmi pare că sunt destul de tari. Da? Bine, nu. Nu? Știu că odată i-am cumpărat lui Betty un rechin de ăsta la bucată. Și mai nu și-a rupt dinții. De probabil era la bucat și s-a întărit. A, probabil. Mm, foarte gustos. Betty a tras, a văzut că nu merge și l-a introdus tot în guriță, da? Da, să nu te neci, vei să nu te neci. Mm. Tot normal? Merge mai departe? Da, da. Hai, acoperiți-vă, ochișorii. Mi-a plăcut foarte tare. Bine. Gata, fetelor, eu iarăși am pregătit sacul cu geleuri. Așa. Vă propun data aceasta să introduceți doar o mână. Ce e asta? Mă sperie, așa mare și strugos. Eu. Are jahăr și mă împunge. Și așa gelatinos. Nu ghiciți, dacă nu ghiciți, mirosiți. Ia mirosiți. Da, păi nu trebuia să scoți. A, scuze. Eu când am văzut. Introduceți nasul în sac. A, e, deja? Dar nu-mi dau seama. Nu. E, hai, mirosiți-o dar la nas. Luați câte una și mirosiți. Hai. Simt că îmi respiră zahărul. Ha, cred că știu. Da, și eu. Miroase foarte tare, mie mi se părea că după ce voi v-ați acoperit ochișorii și eu am despachetat această pungă, imediat toată camera s-a umplut cu acest miros. Și mi s-a părut că v-ați dat seama după miros. Apropo, copii, dacă ați observat, astăzi și Laura și Betty sunt niște prințese cu ochișorii închiși, da? Au niște măști de astea de prințese. Hai, 1, 2, 3! Banană! Banane uriașe! Ia scoateți farfuria! Scoateți farfuria! Și banane! Stai. Și eu am auzit că-s banane cu ciocolată în interior. Banane cu ciocolată în interior? Stai, Laura, să scoată farfuria. Și cea cu ciocolată. Doamne! Vreau și legume! Încă așa geleuri mari n-am mai văzut. Uite! Are găurică, ciocolată. Deci tot așa. De unde vei tu știi toate chestiile astea? Eu niciodată prima ori le văd, da. De la un canal. De la un canal. Se vede cine stă pe YouTube. Mm-hmm. Au ciocolată? Nu pot să cred. Geleuri cu ciocolată? Care are gust de ciocolată? E foarte gustos, e așa ciudat. Da. Vă place provocarea? Da. Da. O, stai că trebuia și-o curăci. Se mai și curăță? Nu cred. Are coajă. Nu cred, dacă se mai curăța un genier era ceva incredibil. O, am rămas șocată, e prima oară când văd. Da? Are gust de geleu sau de marshmallow? Marshmallow. Marshmallow. Mai mult marshmallow. Se vindea oricum în rubrica de geleuri, adică... Nu, nu e un marshmallow obișnuit, tot e un fel de marshmallow mai gelatinos. Da. Am dar înțeleg. E ciudat. E ciudat. Foarte ciudat. Bine. Merge mai departe. Da, chiar mi-a plăcut acest geleu cu ciocolată. Și mie, mi-a părut foarte original. Câte mai avem? Câte au fost? 3? Înseamnă că încă 3? Hai! Hai mai departe! Dați-mi bananele! Hai, Betty, acoperi ochișorii. Nu vreau ce fac asta! Așa s-a primit? Da! Da? Bine. Dar am vrut să înghiți din ce vorbesc. Am înțeles. Gata, fetelor? Am pregătit geleurile pentru a patra runde. Nu, Betty, deja mereu e prima în sac. Wow. Ce e asta? Are așa o formă foarte dubioasă.
Dubioasă, 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 dubioasă. Prima oară, prima oară cred că o să văd așa el eu. Eu cred că nu prima oară am văzut. Apropo, noi am uitat să zicem că scorul este 3-2 în favoarea lui Betty. Ei. Betty a ghicit toate jeleurile până acum. Nu. Tu gata? Știi? Da. Ce cu tine azi, Betty? Gata, știu, știu, știu. Știi și tu? Da. Hai. 1, 2, 3. Cireșe! Dar după miros, parcă nu sunt cireșe. Ia scoateți și mirosițele. Nu. Știu, da, ia mirosițele, dar nu eu contează cum e ceva apropiat. Scoateți-le. Era să spun inițial că e un lacăt, dar după am realizat că de fapt sunt cireșele. Poate uitați-le cât sunt de multe. Da, așa. Vai, astea sunt cele mai aromate de azi. Miroase a vișine. Au gust de vișine? Și cel mai gelatinoase. Cel mai tare? Și de cireșe și de vișine, dar da, un pic acrișoare. Și ești foarte tare. Vă rup dinții? Atent. Nu, doar gelatinoase. Uitați-vă! Așa niște puncte, parcă ar fi adevărate. Wow. Și ăștia erau rupte. Sunt rupte? Nu erau rupte, parcă. Da, nu. Uitați-vă la ăsta, e unit. Astea cred că deja a doilea jeleaul meu preferat după cel cu Coca-Cola. Asta așa vorbim la general. Da? Am înțeles. Bine. Preferatul meu de aici până când este banana și astea. Da? Astea. Bine. Dar de data trecută? Nu mai țin minte, cred că pinguin. Șoricelul și tot. Și văcuțele, Betty, de câte ori tu în fiecare zi ziceai că mama, mai vreau să gust o văcuță, vreau să mai iau o văcuță. Da. O văcuță, da, astea aduce aminte doar de pinguini și de șoricei. Bine, mergem mai departe. Da, dar eu am zis că îmi plac toate. Toate, am înțeles. Noi vedem că ți-e îți plac toate, că le mănânci cu atâta poftă. Poftim, fetelor, începem runda a cincea. Ce e asta? De... Ce ciudat se simte! Scorul cât e? 4-3. Da. Hai de ce ciudat se simte. Hai. Putem să ne miroșăm? Nu vă ajută. Nu vă ajută nimic mirosul. Ciudat. O să mă mir foarte mult dacă voi o să ghiciți-o prima dată. Vă dați astfel de jeleuri astăzi? Vreau să-mi dau seama. Eu cred că gata. Ce fel e? Eu cred că gata. Cred că știi, da? Nu știu. Stai că eu cred că gata, dar nu știu. Stai să-mi dau seama. Și ce-mi vine în cap, doar? Nu sigură că... Bine, și eu cred că știu. Hai, 1, 2, 3. Coronice. Coronice și inel? Inel. Nu știu, nu știu. Scoate, Laura, farfuria. A ghicit? Arată la copii! Vai, nu pot să cred! Prima dată am găsit jeleuri în formă de inel cu piatră! Ia pune-l, Betty, pe degetul tău da, mic! Degetul ăla mic, mic, mic! Nici la... Oh, jeleu! Nu, că dar pe unul, la mine dacă ar trebui să pun... Ia arată, Betty! Ele sunt elastice? Da, ele fiind geleuri merge la orice mână. Wow, ce tare! Da, gata, nu mai purtăm inele de aur. Pentru ce? Dacă aveți geleuri. Oare cât de tare sunt inele? Ia pune-l pe degetul mare. Nu-i vine să cred. Gata, Betty, ajunge. Hai să le mâncăm de la. Oh, Betty, deja. Pe toate degetele și-a pus inele din geleu. Toate. Da. Sper că mânuțele tale erau curate, Betty. Noi le-am spălat înainte de această provocare. Aș dori și agul. Păcat că nu l-am gustat pe ăsta cu alb și... Las pe urmă, încet să nu te neci. Da. A fost gustos.
A fost dar gustos? Mami e cam ghicit, deci acum scorul e egalitate. Egalitate, este 5-5. A, nu. 4-4, că au fost 5 runde și câteodată nu ați ghicit. Deci, ultima rundă este decisivă. La asta nu mă așteptam, sincer, că de acum nu o să mai ajung. Eu nu m-am gândit că vă o să ghiciți aceste jeleuri, dar asta e, voi ați fost foarte bravo. Bine, mergem mai departe. Eu mă gândeam, oare ce ești asta, bulice? Dar ți-mi minte că în prima provocare noi aproape nimic n-am ghicit. N-ați ghicit, dar acum ați fost mai bravo și n-aș zice că jeleurile de data aceasta au fost mai rele. Adică la fel de interesante. Mai ales inelul. Da, a fost super. Și oul. Și oul. Și banana. Și banana, toate au fost. Toate. Au fost. Și cireșele alea, toate au fost super. Da. Toate. Bine. La asta chiar mă mir. Bine, mergem mai departe. Mami, dai și-l guși pe la album? Că e din cocos și căpșuna. E cocos și căpșuna. Eu pot să zic că e din lapte și... Hai acoperi ochișorii. Cereș. Mami, e din cocos. Cocos. Totuși e din cocos? Da. Super. Poftim, fetelor, ultima rundă, cea mai decisivă. O, trebuie să ne dăm seama, Beti. Da! O, asta e foarte complicat. Ba nu, e cea mai simplă ever. Asta nu mă încântă, dacă tu știi și eu nu. Eu știu, deci, bun, gata, e cea mai cunoscută a mea. Da? Da. Să-mi dăm seama. Ce e asta? Ia ce tot coșul cu tine. Când tu deja gata? Da! Oh, vai! Nu vreau să mă dau bătută așa ușor. E ceva super cunoscut. Da? Da. Deci toată lumea știe numai eu. Începe de la C. Da, păi nu mai da. Păi nu mai zi. Nu, eu zic doar de la ce începe. Nu m-a ajutat. Dar nu mai spune. Că... Nu cred. Nu cred. Nu cred că nu știi, Laura, nu stai cred. Stai să-mi dau seama. Nu mai spune, Beti. Beti, nu zi, că îți spune minus un punct și șor, dacă șoptești. Și îți primești că ai să le știi pe toate și ai să pierzi. Cât timp mai am la dispoziție? Hai, încă câteva secunde. O, ce nu pot să cred. Dar ce e asta? Păi tu trebuie să ne zici ce e asta. Stai să-mi dau seama. Dacă nu te prelai. Gata, știu! Păi, cum să nu știi? Eu țineam invers. Gata? Da. Hai, 1, 2, 3. Cu Coca-Cola! Bravo! Păi azi ai vorbit de aceste jeleuri și tu zici că nu le știi. Eu m-am mirat. Știu, stai să vă arăt cum o țineam și de ce mi-a fost așa greu. Deci, uitați-vă cum ele arată. Eu o țineam așa. Iar eu păiam de sus în jos. Și pentru mine părea un fel de căluț de mare. Nu știu cum să-i explic, dar ceva super cunoscută și eu aveam forma asta în față și eram... Uite! C-O-K-H-O-L-A. Da, dar eu nu mi-am dat seama nici când mi-ai spus că tot mi-a trebuit să eu mă încă îmi venea să râd atunci când tu ai zis că sunt cele mai preferate ale tale. Și eu știam că ele urmează să fie, de-aia mi-a părut foarte straniu să nu le ghicești. Da, e ciudat. Hai să le gustăm. Hai, gustați. Oh. Oh. Ce? Dar chiar așa cu ștecula și gazată. Și încă e și gazată? Nu cred că e și gazată. Așa tare. La ore da? Gazată? Nu știu, poate la cine e gazată, la mine nu e gazată. Geleuri gazate cum pot să fie, Beti? Nu e gazată. E gazată. E gazată? Are gustă așa gazată. Gazat. Așa ți pare ție. Mai gata? Da, în sfârșit. În sfârșit? Și tu, Beti, gata? Hai, Laura, zi-mi, ți-a plăcut provocarea? Da, mi-a plăcut super mult și asta, sincer, mi-a părut mult mai captivantă decât prima, dar nu știu de ce, așa mi-a părut. Mie cel mai mult mi-a plăcut toate.
Cel mai mult mi-a plăcut toate. Și provocarea ți-a plăcut, nici nu te mai întreb, că sigur că ți-a plăcut. Ia acum repede cât e un jeleu cel mai tare care v-a plăcut. Cireșe. Hai, beci tu. Ou. Ou? Și bananele nimeni nu le-a ales. A, bananele! Bananele. Nu pot să zic că mi-a plăcut super mult, doar au fost originale. Originale au fost. Cel mai mult bananele și cireșe. Una. Că eu mi-am ales doar una, deși mi-au plăcut și Coca-Cola. Una, cea mai preferată. Care ți-a plăcut cel mai mult? Banana. Bine. Iar mie cireșele. Dacă v-a plăcut video nostru, puneți like și abonați-vă la canalul nostru YouTube. Pa, pa! Pa, pa!